Bună și bine te-am regăsit! Astăzi vom citi împreună. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Vom începe să citim literele pe care le-am învățat. Apoi avem trei coloane. Prima coloană cu silabe, a doua avem cuvinte cu două silabe și a treia cuvinte cu trei silabe. Aici observăm o propoziție scrisă atât cu litere de tipar, cât și cu litere de mână. Să începem. Vreau să citești odată cu mine. A, M, T, I, E, N, E, R, U. Foarte bine. Acum vom avea alăturate două litere. Mu, mă, ur, ta, ra. Mergem mai departe. Avem cuvintele scrise cu două silabe și vom citi pe silabe, apoi unim cele două silabe să formăm cuvântul. Mu-ra, mura. Me-re, mere. Acest cuvânt vreau să-l citești tu singur. Bun. Și acum ți-l citesc eu. U-ra. Ura, ta, re, tare. E rândul tău? Sunt sigură că ai observat că aici scrie rare. Perfect. Mergem la coloana a treia, unde observăm că prima literă este o literă de tipar mare. De ce oare le-am scris așa? Haideți să vedem. A, U, Ra, aura. Ma, Ri, A, Maria. E rândul tău să citești. Bun. Irina. Ta, Ni, A, Tania. Și Miruna. De ce oare am scris aceste cuvinte cu literă mare? Cu siguranță ți-ai dat seama că sunt scrise cu literă mare datorită faptului că sunt nume de persoane. Mergem la propoziție. Avem o propoziție cu trei cuvinte. Și observăm că nu mai sunt despărțite cuvintele în silabe, însă noi le vom citi la fel. I-ri-na. Irina. Are. Are. Mure. Mure. Irina are mure. Observăm litera mare la început și observăm punctul la finalul propoziției. Aici este scrisă aceeași propoziție, Irina are mure, însă de data aceasta cu litere de mână. Sper că ți-a plăcut. Ce-mi doresc acum este ca tu să mai citești odată aceste cuvinte, propoziția chiar, și silabele date, și apoi să le citești cu mai multă încredere, atât cu voce joasă, dar și cu voce tare. Spor la lucru!